Dragă fină, sunt nespus de bucuroasă că ai hotărât ca astăzi să scoatem pasca împreună, fiindcă știm că de acum cuptoarele nu se mai folosesc prin gospodării, fiindcă de acum folosesc cuptoare electrice, dar la mine că se mai păstrează și iată, astăzi împreună vom coace cozonaci și pască și pâine. Eu știu că tu tare bine împletești. A luat-o în mânuțele tale, parcă singur se împletește. De la cine tu ai învățat lucrul ăsta? De la mama, de la soacra mamă, tot eu am învățat multe și sunt tare bucuroasă că m-ai primit să coc și eu un cuptor la mata, fiindcă cuptor n-am și sunt bucuroasă. E, și ne rugăm bunului Dumnezeu că anume păscuța noastră să primească azi într-adevăr gustoasă Aș și primească, că l-au luat frumoasă. foarte Da. bun. Mi-aduc aminte, iată, făcând păscuțele acestea, mi-aduc aminte cât eram eu tânără, știi? Nu prea le cunoșteam noi pe vreme ce ești toate. Știam că cum se împletesc colace, dar cum se face focul în cuptor, nu știam. Și venea întotdeauna mămica mea și mă ajuta la coptul pâinii. Știi, eu mă duc să mai arunc un băț în foc și apoi cu și te ajut mai departe. Fino, ia că mai pun un băț pe foc și acum vin eu la tine. Dar știți cum am învățat eu o faci focul? Eram tânăr și nu știam prea mult și vine mămica la mine și m-a ajutat. Și într-o zi, soțul meu îmi zice, dar cât azi vii mama la tine să te ajute? Ia învață-te, dă să ne învățăm amândoi cum să facem focul în cuptor. Tu îi împleti, iar eu îi faci focul în cuptor. El s-a sculat, a așezat lemnele în cuptor și știi și eu mă duc la lucru că am de dat mâncare la animale și am să vin repede acasă. Eu frământ, eu pun în tăvăli, de acum curge a luat-o din tăvăli și nu mai vine soțul meu. Ce să fac eu? Răbdă, aprind focul, focul mi-o arde binișor, trag jăraticul pe vatră, îl trag, dă vinișor, dă pâinea în cuptor, scot pâinea din cuptor. Nu mai vine soțul meu. Nu m-a scos pâinea din cuptor și am pus-o acolo la locul ei. Când el vine, da, pâinea e gata. Ia că atunci m-am învățat a face foc cu cuptor. Când ajung despre sărbători, de măicuța îmi vine un dor. De măicuța mea cea bună, nu e alta în asta lume. S-o văd întrând pe poartă, cu desaga încărcată, cu dulciuri, păscuță și pâine coaptă. Mult am mai muncit, sărmana, cinci am fost pe capul ei. Nu știam că nu-i de unde sau să n-ai atunci când vrei. Cât de greu nu era, nu se plângea la nimeni. Muncea zi și noapte, nouă să ne fie bine. Vai, cum ne mai iubea! Am simțit mâncând păscuță coaptă de mâna sa. Ne cocea păscuțe la toți, cinci copii, 10 nepoți. Era bună și gustoasă, cu amintiri plăcute de acasă. Cum tata face focul în cuptor, arzând încetişor domol, mama împletind păscuțe din fir de dor. Am ajuns și eu la povara anilor. Duc dorul zilnic copiilor. Să-i primesc și eu ca mama, cu păscuțe, cozonaci, că-mi sunt scumpi și dragi. Coc și eu, tocmai așa, cum a învățat măicuța mea. Pun de toate, poate și mai mult. O coc frumoasă, dar nu e așa de bună și gustoasă. Păscuța mamei avea un gust deosebit. Ce în alte păscuți nu l-ai fi găsit. În ea era dragostea de mamă, dragostea de casa părintească, bunătatea, omenia, gingășia, pe care numai măicuța mea să le pună știe. Mamă, azi aprind o lumânare, ai plecat la cer, mă doare. Ochii în lacrimi se topesc când de păscuța ma tale îmi amintesc. Iată așa, așez în noaptea, neavând somn, scriu poezii. Vreau să vă spun că am aflat anume care e semnificația păscuței.
De ce coacem noi păscuță anume? Păscuța este ca un cozonac rotund, ce semnifică bolta cerească și promisiunea învierii și a vieții veșnice pe pământ. Pasca se coace în Joia Mare sau în Sâmbăta Mare, iar în noaptea învierii noi le ducem la sfințit, la biserică. Păscuța, iată acum, după cum vedeți, se coace păscuța pentru sfințit. Mai întâi și întâi se fac boțurile și boțul se întinde binișor, se așează cât e vasul de mare și o apăsăm puțin cu mânuța, pe urmă împletim, iată, după cum vedeți, împletim în două și cu una aceasta o așezăm în așa fel cât e de mare vasul. Neapărat, anume păscuța care se duce la biserică de sfințit, trebuie în mijloc de făcut o cruciliță și după aceea punem brânza de vaci. Iată, după cum ați văzut, am împletit păscuțele pentru sfințit, iar acum punem împurtura de brânză, punem în păscuțele pe care o să le sfințim. Și după asta le ungem cu ou. Galbănuș. Da, numai din galbănuș, fără albuș. Doamne, Miculița Domnului, ajută Doamne să primească bună și gustoasă.
am micut și am văzut la mama mea, cu mama mea veșnic coșet mască și coșet mască bună și gustoasă. Și m-a învățat la dânsa și eu fiecare an copt pască. Și iată și anul ăsta am hotărât și am copt împreună cu fină. Pască s-a primit, bada prost s-a primit frumoasă, mulțumesc Domnului și maiculiță Domnului s-a primit așa de frumoasă. Și le doresc la toți un Paște fericit.